timidă, rușinoasă, focoasă, geloasă, de vreme acasă, geloasă. Silvia Dumitrescu a venit. Mie nu vine să cred cine sunt eu. La fel de energică, veselă, fresh ca la ultima noastră întâlnire în acest studio. Este perioada cu o semnificație deosebită, pentru că Silvia Dumitrescu împlinește mâine o vârstă frumoasă pe care nu arată, este un 60 secret. 60 de ani! Bine ai venit, Silvia! Bine v-am găsit! Ești cu 2 ani mai mare decât un alt sărbătorit de astăzi, Sting, care nici el nu-și arată vârsta. Wow, uite da. Că n-am știut! Da, îți dai seama. Mamă! Ce mai faci? Cum e viața ta? Frumoasă! Anul ăsta se împlinesc 35 de ani de la debut. Wow! Wow. Da. Cum a fost toată această perioadă? Deci am 2 aniversări și sunt mândră și fericită că am apucat acești ani de sărbătorit și de viață și de carieră, de la debut. Să zicem că au fost mici întreruperi, dar una peste alta mă simt foarte împlinită, foarte fericită. Sunt bucuroasă că am reușit în cele din urmă să am și o familie, adică și un soț iubitor cum e Florin Ochescu și un băiat extraordinar cum este Iulian Ochescu, care este pianist concertist. Cei care sunt din domeniul muzicii clasice deja îl cunosc, a luat niște premii. Câți ani are Iulian acum? 26. Și cam tot atâția ani de căsnicie, nu? Aveți cam, da, ați făcut nunta da, de argint da. Anul trecut? Anul trecut, da. Da, anul ce trecut. Frumos. Ia uite ce și ați lansat și albumul ăsta. Asta sunt. Avem, este chiar... Da, mulțumim pentru CD-uri. Acum l-am luat de la Eurostar. Da. Este fierbinte. Arde. Astăzi a apărut. Mâine va fi o lansare așa între prieteni, pentru că mă și sărbătoresc, iar pentru publicul larg, pe 10 noiembrie, când va avea loc spectacolul de la Sala Palatului, voi face și lansarea discului în foyer. Va fi un mare spectacol pe 10 noiembrie, multe nume mari ale scenei românești, actori, interpreți de muzică ușoară, care se vor reuni pentru a vă sărbători pe tine și pe Alexandru Arșinel. Maestrul sărbătorește 60 de ani de la debut și tu 35 de ani. Cine va fi prezent? 60 de ani de viață, Silvia. Da. Eu 60 de viață. Da, o ce coincidență. Da. Va fi un spectacol grandios și m-aș bucura să i-am pe toți cei care mă iubesc și m-au susținut de-a lungul anilor să i-am alături, pentru că vor avea niște momente, zic eu, de neuitat. Vor fi niște duete cu diversi artiști de pe afiș. Nu știu dacă tu ai toate numele lor, dar ar fi bine să-i spui tu, pentru că nu vreau să omit pe cineva. Avem așa. Actorii Horațiu Mălele, Vasile Muraru și Valentina Fătu. Avem foarte mulți cântăreți de muzică ușoară: Mirabela Daur, Gabriel Dorobanțu, Marina Voica, Stella Enache, Aurelian Temișan, Gabriel Cotabiță, Anca Țurcașiu, Carmen Rădulescu, Nico, Raul, Marina Florea, Anes și Adrian Daminescu. E ziua lui astăzi, ziua lui Adrian. Da, chiar să-i spunem la mulți ani. Doamne, sunt atât de... E normal la vârsta mea. Dansul. Sunt zăpăcită. Da. Cum e cafeaua? Da, la mulți ani, Adi, să fii sănătos. Abia aștept să cântăm împreună pe scenă și ce să spun? Succese multe, suntem din aceeași generație, să zic așa, adică ne-am dansat oarecum unul după altul și am avut și multe spectacole și multe turnee împreună. Și cred că împlinirea cea mai mare pentru un artist este ca muzica noastră să rămână în mințile, în sufletul și în inima ascultătorilor și a celor care ne-au îndrăgit de-a lungul anilor. Spuneam, cred că aveți atâtea amintiri. Avem foarte multe amintiri frumoase. Da. Până la urmă vorbești despre cei care te iubesc, Silvia, și cred că de fiecare dată când ajungi, cel puțin aici la radio, pur și simplu explodează și SMS-urile noastre. Serios? Și postările pe Facebook. Bucur. O să-ți citesc doar câteva. Nicu ne scrie: muzica românească este cea mai relaxantă și tonifiantă. O vedetă minunată, Cătălin. Sunt multe, multe mesaje. O să te las pe tine să le citești. Și dacă tot vorbim despre acest schimb de mesaje, ca o pasă, ca în tenis, ca și în viață, ascultătorii ne trimit mesaje, noi le citim și le comentăm și întrebam dimineață care sunt lucrurile care enervează foarte tare și cum reușesc să își păstreze calmul. Pe tine ce te supără cel mai mult?
în viața de zi cu zi. Pe mine e foarte greu, mă, spus, mă scos din, e foarte greu să... din veselia mea și din optimismul meu. De obicei evit oamenii care au răutăți și bineînțeles că nu scăpăm totuși de anumite lucruri, dar în general eu în tot ce mi se întâmplă rău văd partea plină a paharului și în tot ce mi se întâmplă găsesc și un lucru bun. Adică nu am ceva special. Te-ai care enervat? Să mă... Astăzi te-ai enervat ceva? Azi nu. Mâine, la slavă Domnului! Mâine nu? Mâine în niciun caz nu vreau să mă enervez. Ce te bucură cel mai mult? Ce mă bucură să cunosc oameni, să cânt, asta cred că este împlinirea vieții mele și, bineînțeles, familia de care vorbeam mai devreme. Silvia, ai vreun vis pe care nu l-ai realizat și la care te gândești, un plan, o dorință? Am avut și am, dintotdeauna am avut niște ținte mari, visuri, nu știu cum să le zic, la care, la multe din ele am reușit să le transform în realitate și foarte, având o fire atât de pozitivă și punându-mi în cap atât de multe lucruri, măcar jumătate din ele reușesc. Uite, de exemplu, la începutul anului, cineva de la Radio România Cultural, da. Marian Stere, nu, Internațional, pardon, mi-a luat un interviu la început de an și am zis, vai, ce anul ăsta mi-aș dori foarte mult să fac un spectacol cu invitați. Și iată că el s-a materializat. La vremea aceea, habar nu avea doar o să existe. Da. Să spunem că pe 10 noiembrie toți artiștii de la Sala Palatului vor fi acompaniați de Orchestra Majestic, condusă de Viorel Gavrila. Invitat special exact. Este Florin Ochescu, Florin Ochescu și spectacolul da. Va fi prezentat de Octavian Ursulescu. Cred Așa că va e. Fi un spectacol foarte frumos pe 10 Așa noiembrie. Și... muncim, scoatem da. Piese, repetăm. Va mai fi și o altă surpriză care, vor mai fi surprize, dar pe acelea le lăsăm pentru că până la urmă dau acel unicat concertului, însă un lucru care este cert, voi avea și un moment cu copiii de la Melorit, pentru că toată lumea știe că eu iubesc foarte mult copiii, eu sunt un copil până la urmă, mi-am păstrat asta sufletul de copil. Mi-a spus Silvia și data trecută, cred că în urmă cu un an când a ajuns aici la Radio România Actualită și a spus, eu sunt un copil de 59 de ani. Da. Îți place să te joci? L-am uitat și pe Virgil, că și el o să cânte cu noi pe scenă alături de Melorit, Virgil Popescu, da. Cu care am făcut eu mă reîntorc la visele tale, Silvia. Scuză-mă, m-ai întrebat ceva. Dacă și îți place să te joci și ce jocuri îți place să te joci? Îmi place să mă joc. Tot timpul mi-a plăcut să mă joc. Eu cred că eu nu m-am jucat când eram mică atât de mult cum mi-aș fi dorit, pentru că eu atunci studiam la pian, eram la liceu de muzică și am fost la secțiunea pian și trebuia să și studiez. Aveam cor, mergeam la Ateneu Român, aveam abonament la Ateneu, vorbeam despre concertele de acolo cu învățătoarea, că mergeam cu ea. Deci am fost întotdeauna în preajma muzicienilor, și asta spun, îmi place să mă joc și acum, pentru că atunci nu am avut suficient timp și, de exemplu, îmi place să merg cu rolele în continuare, merg cu bicicleta. Wow, super! Deci joacă... Când văd un șotron desenat da. Imediat... Face și timpul să treacă mai repede când faci ceva da, ce-ți place. Da, și mai frumos. Vorbeam despre vise, Daniela te întreba despre visele tale și avem o piesă legată de vise. Spune o piesă puțin, cântată de s-o Silvia Dumitrescu, ți-o oferim cu toată dragul. Ah, da? Hai să auzim! Vise, taică, vise! Ah, gata, știu. Jurul meu, e mai comod.
simți așa. Sunt doar vise, daică, vise rău așa. Vise fără noi, mă, este calea ta. Vise, daică, vise ce să zic. Vise și speranțe, nu primești nimic. Iar nimic. Ce vremea îl ascunde, aina ta de lut. Nu am găsit nimic și mă întreb acum de ce am mai pornit. De ce e? Dar tot pe drum am întâlnit pe moșul cel istret. Și tot vorbind într-una, l-am întrebat discret. Acum ce mai crezi? Sunt doar vise. Silvia Dumitrescu, astăzi între prieteni pe frecvențele Radio România Actualități. Mamă, nu știu să că noi aici ne veselim, vorbim, nu știu, selfie-uri. A venit și Ciumpi, colegul nostru, oricum le veți vedea și pe pagina de Facebook România Actualități. Spuneai ceva, Silvia, că trebuie neapărat să te anunțăm să nu uiți sau să spunem ca să nu uiți ca să... Da, în primul rând că aceasta a fost prima audiție absolută, piesa lui Florin, ați auzit și solo-ul. Vezi să nu clipești și să mă scoți mai tânără, fără riduri, da? Așa și de ceea ce o să anunț acum și eu m-am mirat pentru că eu m-am lăsat de predat cu ceva timp în urmă și acum mi s-a oferit ocazia să împar și eu din experiența mea scenică și să fiu profesoară la liceu de muzică George Enescu, da, la secțiunea pop. Wow, deci au șansa, iată, tinerii de la liceul George Enescu să te aibă ca profesoară. Da, și uite că o să fac piese românești multe cu ei, pentru că acum tinerii nu prea mai cântă piese românești și noi, e păcat că eu tocmai ce am fost de curând la un concert al lui Sergiu Cioiu, care a fost într-o mare formă, el având, cred, nu știu, să nu fac vreo gafă, aproape 80 de ani, din câte știu. Deci încă un exemplu de longevitate și de a fi în formă la orice vârstă. Adică, după părerea mea, valoarea nu are vârstă. Poți să fii valoros la 3 ani, poți să fii valoros la 80 de ani. Nu cum ni s-a întâmplat nouă generației noastre, la 40 de ani n-au dat așa... La o parte. Nu toată lumea, Silvia, pentru că judecând după mesajele pe care le-am primit și le tot primim pe pagina noastră de Facebook, să știi că nu e așa. Chiar dacă nu apăreți la televizor sau nu sunteți difuzați foarte suntem des iubiți. La radio, sunteți iubiți. Sebastian este unul dintre ascultătorii noștri din Anglia și te întreabă așa. Silvia, în urmă cu 25 de ani, îți mai amintești când ai venit la mama, la maică mea la coafor și ai avut concert la Iași? Nu mi-amintesc, dar mă bucur că își amintește el. Uite, asta e mare lucru. Sunt convinsă că am avut concert la Iași și parcă mi-aduc aminte că am fost și la coafor. Pentru că eu cu tot felul de tunsori ale mele am avut tot timpul probleme. Pentru că dacă dorm noaptea,
nu întotdeauna se aranjează bine părul și totdeauna pe unde mă duc încerc să caut un loc așa unde pot să mă aranjez mai bine. Știi, când veneam astăzi la radio și mi-am dat seama, Silvia Dumitrescu, 60 de ani, zic, Doamne, dacă aș arăta și eu la fel de bine la 60 de ani, viața ar fi perfectă. Ai, nu mai spune așa. Și cred că nu numai eu gândesc, mulțumesc, dar nu numai eu gândesc așa. Sunt convinsă că oamenii care te văd au o reacție incredibilă atunci când își dau seama că Silvia Dumitrescu are 60 de ani. Unde ascunzi anii în buzunar? Să știi că anii aceștia nu îi simt. Doamne ajută, să fiu sănătoasă, asta e cel mai important. Nici nu arăți. Nu știu dacă arăt sau nu. Ideea e că mă plângeam mai devreme că nu mi-am făcut nicio operație până acum și am zis că nu e cazul. Că nu o să fac chestia asta pentru că fiecare rid de pe fața mea înseamnă bucurie, înseamnă zâmbete, înseamnă râs, înseamnă lacrimi, este viața mea acolo. Poate și lacrimi de bucurie, poate și lacrimi de tristețe, pentru că toți trecem prin tot felul de evenimente toată viața și până la urmă mă mândresc cu ele. Sunt chiar viața mea și asta e. Anul trecut îmi amintesc că bănuiesc că ai avut un sentiment foarte plăcut când ai fost și pe scena festivalului Cerbul de Aur. A fost secțiunea dedicată artiștilor laureați în edițiile precedente. Ai cântat, ai primit și o diplomă aniversare la 50 de ani de la prima ediție a festivalului. A fost frumos. Foarte frumos. Am trăit o emoție foarte puternică pentru că tot așa mi s-a părut că au trecut anii foarte repede de atunci când am luat premiul întâi din 95 și anul trecut fiind ediția aniversară, toată lumea mi-a spus că nu m-am schimbat prea mult și asta mi-a convenit genul meu de a mă exprima muzical este un pic legată și de dans, pentru că mie mi se pare atitudinea mea, nu sunt o dansatoare profesionistă, eu dansez pentru că așa sunt eu, nu fac niciun efort, îmi place și consider că gestica mea, dansul meu este o prelungire a muzicii mele. Dacă toată lumea râde de faptul ăsta că nu mă pot stăpâni, nu zic toată lumea, dar mă rog, am primit și multe, să zic așa, observații, ei trebuie să considere că eu nu mă pot schimba, asta sunt eu, nu mă pot schimba, am și o piesă de la Virgil. Și piesa cu dansul e firesc. E normal la vârsta mea. Vezi, e normal la orice vârstă. Dacă simți în tine acest lucru cu care te-a înzestrat Dumnezeu până la urmă, eu consider că e o calitate să-ți păstrezi sufletul tânăr și să reușești să impresionezi pe oameni exact prin naturalețea ta și prin felul tău de a fi. Eu așa consider că e o calitate pe care mi-a dat-o Dumnezeu și pentru care îi mulțumesc. Eu încerc să vorbesc cât mai repede și cred că sunt și puțin bâlbâită. E foarte bine. Silvia, avem aici pe masă 4 CD-uri, Silvia 80, Silvia 90, cred în tine. Lipsește discului Virgil. Silvia Dumitrescu și Florin Ochescu, de sunt 4 copii. Și lipsește, mai am unul în mașină, copilul numărul 5, care este discul de autor cu Virgil Popescu, pentru că am făcut și cu el foarte multe piese și, mă rog, am făcut și un disc de Crăciun, acum 2 ani. Toate lucrurile astea nu se cunosc, pentru că, din păcate, radiourile, FM-urile, în general, nu prea... Dar, apropo, ce înseamnă radioul pentru tine? Ce înseamnă radioul pentru tine? E un mijloc extraordinar de a fi în casele oamenilor, prin vocea ta și prin muzica ta. Și eu am văzut ieri un interviu al lui Alexandru Mandi, compozitorul, și mi-a plăcut atât de mult cum a spus el, Dumnezeu mi-a deschis o ușă către muzică. Asta spun și eu acum, este exact împlinirea artistului care până la urmă se redescoperă în gusturile publicului și să auzi că cineva îți fredonează piesele, nici nu știu dacă e o bucurie mai mare ca artist. Și sperăm ca radioul să rămână locul unde te-ai întoarce oricând cu drag, Silvia. Chiar, mulțumim chiar pentru... Da, chiar mi-a făcut o mare plăcere că m-ați invitat. Îți urăm la mulți ani pentru mâine, o aniversare frumoasă. Mulțumesc mult. Un spectacol cât mai reușit pe 10 noiembrie la Sala Palatului cu toți prietenii tăi așa și artiștii pe care îi admirăm. Și
Și cu publicul alături, pentru că, iată, merg pe stradă și toată lumea mă întreabă, da, ați fost plecată, dar nu concertați. E, acum aveți ocazia să mă vedeți în plină desfășurare și alături de niște invitați extraordinari. Suntem convinși că este un show de neratat. Mâine avem un invitat, un violonist de excepție, Răzvan Stoica, pe care criticii îl consideră cel mai bun al generației sale, și pianista Andreea Stoica, sora lui, vor fi aici între prieteni. Iar dezbaterea de astăzi, probleme la zi, dezbate dublul standard la produsele din Europa după ora 12 aici la Radio România Actualități. Silvia, mulțumim încă o dată. Apropo de cafea, a fost foarte bună, am băut-o împreună cu voi și mă bucur, sper că și ascultătorii noștri și-au băut cafea și sper că le-am făcut câteva minute de fericire. Și acum să le oferim, da, un colț de rai. Întotdeauna e o binecuvântare atunci când întâlnești prietenii cu care îți face plăcere și ți-e drag să piesa stai. Lui Florin Ochescu. Colț de rai, ascultăm acum. Mulțumim, Silvia, la mulți ani încă o dată pentru mâine. Mulțumim și ascultătorilor. Mulțumesc și eu. Text din Olorașu, scuze. Excelent. Da, mulțumim frumos. Toate cele bune, o zi frumoasă. Rămâneți cu drag, între prieteni. Vă pup.